Bună, eu sunt Mihai și astăzi am de citit o carte pentru voi și de prezentat niște maimuțoi. Ce rimă am făcut? Acesta este Ninja. Ninji. Pika Piki. Piki J Junior. Piki JJ. Să-i zic eu. Și Pikachu. Să începem cu ce mă face să mă simt trist, dar o poveste fericită. Ursulețul Polărel nu mai văzuse niciodată până atunci zăpadă. O simțise sub labe, o simțise topindu-se pe vârful... E o metaforă. O simțise rece pe limbă, dar nu mai văzuse niciodată. S-a născut înconjurat de zăpadă, în adâncul întunecat al bârlocului. Dar sosise timpul să plece. Mama s-a săpat cu labele ei puternice și lumina strălucitoare a inundat pe dată bârlocul. Ursulețul Polar a strâns din ochi. Lumina era atât de puternică. Cred că va vorbi mai puțin de o milisecundă. Totul în jur, oriunde te uitai, era alb și pentru ochii lui somnoroși era foarte strălucitor. Cam așa era, cred. Era ciudat să se afle afară. Să fie ciudat. Cum? Era ciudat să se afle afară. Simțea că îi se strânge buștica. Labele erau nesigure și zăpada era alunecoasă. V-am păcălit! Îi plăcea bărlogului cald și întunecos, ce îi părea foarte rău că îl părăsește. De ce nu putem sta aici? A întrebat-o pe mămica urs. Avem nevoie de mâncare. A răspuns mămica urs zâmbind. Și aici nu prea găsim. Ursulețul Polărel a privit în jur. Mămica ursuleț avea dreptate. Nu era nimic de mâncare. Nimic, nicio fierbintură de pește. Sau ceva. Oriunde se uita, era numai zăpadă. Aurora boreală. Așa că o puni la drum. Soarele era sus pe cer. Au mers. Când în cele din urmă, soarele a coborât destul de jos pe cer. De părea că atinge pământul. S-a oprit. Am ajuns, a întrebat ursulețul Polărel. Nu, a spus mămica ursuleț. Mai avem încă un drum lung de făcut. Noaptea aceea, când ursulețul s-a ghemuit, strâns în blana caldă și moale a mamei urs, a simțit din nou ceva sâcăitor în burtă. Hai să nu prea e frumos cuvântul ăsta. Era doar de grotă. Grotă. Grota este un fel de peșteră. Era doar de căldura și siguranța ei. Acea zi fusese rece, grea și lungă. Ah, când se termină ziua asta? Asta zic ironic. M-am inventat și eu un pic. Dar în plus, da, hai să ne întoarcem la poveste.
Să se întoarcă acasă, în bulogul lui cald, întunecos și plin de zăpadă, zăpăducă. S-a uitat cu ochii mari la luna strălucitoare de pe cer și curând și-a simțit ploapele grele și a adormit. Cu cât se apropiau de mare, cu atât banchiza devenea din ce în ce mai subțire. Fii atent, l-a prevenit mămica ursuleț. Aici e periculos. Gheața e subțire și dacă se rupe sub noi, va fi greu să ieșim sau să înotăm. Eu sunt foarte bun anotat. Dar o să cade undeva. Parcă nu de la distanță mare. Mama ursuleț a mai încercat încă o dată cu o labă. Dar gheața a trosnit. Puc! Dus! Ursulețul era foarte îngrijorat. Mămica urs, uleț, s-a zâmbit blând. Uite-te la mine, a spus ea. În loc să pună laba mare pe gheață, riscând să facă și mai multe crăpături, s-a lăsat să alunece pe burtă. Ce faci, mămico? A întrebat ursulețul polărel, râzând. Aveți caragios! Îmi partizez greutatea, a răspuns mămica urs. Uleț. Încearcă! E hazliur de tot! Ursulețul polărel așa a și făcut. Mămica ursuleț avea dreptate. Era distractiv foc! Acum gheața devenise mai groasă. Ursulețul era atât de foame că îi chiureau mațele. Mațele sunt organele. Întotdeauna e atât de greu, mămico? A întrebat el. Înainte de a răspunde un timp, mama a părut foarte gânditoare. De chiureau mațele, ustu. E o glumă. A fost o vreme când gheața rămânea groasă, rezistentă și au multe foci de mâncat. Dar acum aerul este mai cald și gheața se topește. Iar ca să găsim mâncare, trebuie să mergem mai departe. Lumea noastră se schimbă, așa că trebuie să facem ce putem ca să supraviețuim în ea. Însă, când mă uit la tine, știu că încă mai avem un viitor, a zâmbit ea. Toate acestea aveau ochii foarte tristi. Totuși, mai există încă un lucru care mă face să fiu foarte bucuroasă. Și a surâs cu cel mai cald dintre zâmbetele ei, apoi și-a desfăcut labele. Nimic nu mă face mai fericită decât o îmbrățișoare ca Andreuș cu minunatul meu pui! Au revoir, la revedere, pupici cu sclipici! Mua! Hei, v-a plăcut ce am citit astăzi? Dacă vreți să vedeți ce pupici v-am pregătit, vă rog să vă abonați la canalul meu, aici, jos!